Cu ocazia aniversării celor 155 de ani de la Unirea Principatelor Române de la 1859, Ateneul Nicolae Bălănescu a fost gazda unui eveniment cultural de excepție. Oameni politici, de cultură, elevi, profesori, directori de școli, dar și simpli giurgiuveni au fost prezenți la această manifestare. În deschidere s-a păstrat un moment de reculegere în memoria victimelor accidentului din Apuseni, după care a fost prezentată importanța evenimentului sărbătorit azi de toți românii. Unirea Principatelor Române, Moldova și Țara Românească reprezintă singurul moment din istoria secolului XIX în care un popor s-a unit pe cale pașnică. De ce a fost posibil acest lucru? Documentele de arhivă demonstrează foarte clar. Invitați speciali ai spectacolului organizat de autoritățile locale au fost distinse personalități ale vieții cultural-artistice din Giurgiu, profesorul Iulian Stocheci, muzeograful Emil Păunescu și doctorul Cosmin Georgescu. Nimeni nu v-a chemat să veniți decât însuși Domnitorul. Apologia lui Alexandru Ioan Cuza. Austria și Turcia au invocat faptul că românii nu și-au dorit de fapt unirea, motiv pentru care o decizie importantă a Congresului din 1956 a fost convocarea unor adunări ad hoc, adunări care să exprime voința de unire a populației. Ele își desfășoară activitatea către finalul anului 1857 și, cum era de așteptat, au exprimat această voință națională de unitate. După ce au fost evocate principalele evenimente ale Micii Uniri de la Iași, a urmat un program artistic susținut de soliștii Nelu Chiriput și Mariana Simion, acompaniați de taraful Doina Dunării. Alături de giurgiuveni la acest eveniment de excepție a fost și deputatul Nicolae Florian, care a ținut să transmită un mesaj. Cu prilejul zilei unificării principatelor din Moldova și Țara Românească, ziua Micii Uniri și formării lanțului de unire a românilor și începutul formării României unificate, este un moment de prilej, de bucurie pentru toți românii, iar eu le urez tuturor românilor la mulți ani și să aibă parte de o țară așa cum și-o doresc.